femeie cu ochi verzi niciodată să nu crezi. Cât de romantică poți fi tu? Am întrebat odată într-un cimitir. De asta e, de unde Sunt oameni pe care îi refuzi în viața ta. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. Lilou vorbește mai puțin. Eu nu sunt plătită să vorbesc acum. ești foarte economă. Bărbat mi-a zis și am chiar un și toate luminile din casă. Unde Lilou plătește cele mai multe impozite? E cam greu să, să țin limba după dinți. Ce ai făcut? Ne-am într-un copac și după o creangă înaltă am făcut eu te felicit. Știi pentru ce? Pentru că ai avut noroc să nu se rup creanga. Mie mi îmi place tare să fiu copil. Ce nu ai încercat? Prima dată mie tata mi-a pus sigara în mână. Cineva a ridicat mâna la tine? Da, a ridicat mâna la mine. Eu îmi dau seama că, de fapt, interviul nostru abia începe. Bravo, Lilici, că așa de bravo ai fost. Te-ai descurcat de minune. Știe să ofere mai mult decât să ceară, știe să zâmbească mult, să se bucure de viață, să iubească, să vorbească atât cât iubim noi să ascultăm. Invitata mea de astăzi este Lilu Ojovan. Salut! Mă bucur <groans> să fiu astăzi aici. Mă bucur că ți-ai făcut timp și ai venit așa verde ca semaforul. Încerc să sunt tot timpul în viață să am așa verde. De fapt, verdele e una dintre culorile mele preferate port mult și paltonă, dacă n-ai observat. Da, e da, verde. da, am văzut. Am văzut că și ieri la că Hand ți-ai cumpărat un, un pulover un pullover verde. Un tot verde. Da, da, îmi pun în evidență ochii verzi, asta dacă n-ai văzut cumva. Dar mm. nu crede chestia aia, femeie cu ochi verzi, niciodată să nu crezi. Ba da, trebuie crezut. Pentru că crede multă lume. Probabil, da. Știi, crede și credibilitate, nu știu dacă poți să pui chiar un, un semn de egalitate între, între asta, dar eu sper că sunt credibilă pentru că pentru oamenii care mă urmăresc, oamenii care sunt în jurul meu, pentru că eu în primul rând încerc să fiu sinceră și corectă cu mine și respectiv dacă sunt așa, încerc să, să fac asta cu toată lumea din, din jur. Devină sunt ochii? Nu, 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 nu-ți devină ochii, nici nu devină, uh, dar uh, datorită educației oferite de părinți și educației pe care mi-am oferit-o mie atunci când am devenit deja un om mai matur sau cu o personalitate mai uh, împământată, pentru că îți dai seama. de exemplu tu, cam pe la ce vârstă ai început să simți că ești stăpână pe tine? după 30, probabil. Eu mai devreme un pic, prin perioada de studenții, atunci când te-ai dus de acasă. Am avut da, da, șocul ăsta și șocul cultural și lingvistic, chiar dacă îți pare că vorbim aceeași limbă română. Atunci când ai de făcut Da, eu cred că altceva. noi la fiecare etapă ne gândim că acum eu sunt pregătită, acum eu sunt pregătită, dar cu cât înaintezi și că cât mai multă experiență, îți dai seama că eu atunci încă multe nu știam. Eu atunci uh -huh. încă multe nu știam. Și eu zic că noi să știm. da, da, și știu femeile cum să înceapă o discuție de suflet. Exact. Mai ai? Sigur. Cât trebuie, el o importantu să zici. Un deliciu. Uh -huh, uh -huh. Puțin și bun și echilibrat. Asta trebuie să se învățeam. Pentru că ceea ce poate fi și medicament, poate fi și o travă. Și noi știm că vină fi medicament. Luat în măsuri mici. Noi și medicament am adus. <laughs> da, da, <laughs> da, da. Pentru suflet. Vorbeam despre buna educație, despre maturitatea care ai simțit-o tu când te-ai dus de acasă. Atunci a fost lovitura? Sau poate zis... Saltul. saltul. De pe trambulina confortului și mâncărică-i mamei și descurcă-te singură cum poți. În perioada de studenție ai reușit să lucrezi? Care a fost da. jobul tău în România? Am avut mai multe joburi în, în România. Practic chiar din primul an de facultate am început a căuta ce pot să, să lucrez. Primul, primul meu job a fost chelneriță, Felicitări! Da, da. Și la a a început așa. De fapt, cred că este un început pentru mulți dintre, dintre tineri. Având un regim mai flexibil, lucram după, după facultate, dar nu am rezistat foarte mult, practic o lună și jumătate sau două am lucrat pentru că încheiam job jobul noaptea și, și mă întorceam pe jos noaptea acasă, pe la miezul nopții. Și chiar dacă e un oraș destul de luminator, cum era așa acum. Cu o frică, cu un jim -jim în spate uh, și deja nu, nu am mai, uh, am, am re renunțat, am refuzat uh, și am început să lucrez, um, stai cum se numește jobul ăsta, când faci uh, campanii promoții, în, uh, un fel de hostess, ceva de genul la branduri fel de fel, de la scutici până la lame, fel de fel de cărnățărit. <laughs> și, ce faci și acum doar într-un alt format, mult mai Da, și atunci nu aveam frumos. Nu aveam încă experiența nici care o experiență, dar puterea de a zice eu asta promovez, eu asta nu promovez, eu atunci trebuia să fac asta mereu. Da, cine eram eu atunci? Adică nu când acum aș fi mare cineva. E, a, fost, a fost o perioadă destul de uh, bună pentru mine, pentru că puteam să-mi asigur uh, un buget pentru cheltuieli, nu vroiam să, să iau bani de la părinți pentru că părinții mai aveau încă doi -ele, ele viitori, studenți care trebuiau și învățați și nu vroiam să pun presiune și așa era presiune oarecum că mergând la studii în altă țară, inevitabil sunt alte, alte cheltuieli. Vorbeam de miezul nopții. Atunci te întorceai la miezul nopții, acum tot te întorci la miezul nopții. Uh -huh. Ești <laughs> prietenă cu noaptea. <laughs> mai, am, am, început să fiu prietenă cu noaptea, cu toate că mi îmi place să dorm bine și mult. Somnul pentru mine este cel mai bun leac și bă, dar că l-am moștenit pe taică eu la capitolul. Cât de ușor poți mă deconectez și să adorm. La mai mi-a trebuit să linie, liniștit, izolare, fonic, tot închis, tot. Și foarte greu adorme. Eu am adormit în unele din cele mai ciudate și strani locuri. Am adormit odată într-un cimitir. Că să mi dai seama, eram așa de obosit stăteam. Probabil într-o comunicare cu aproapele tău. Da. Fiecare are un asemenea loc sau asemenea locuri, știi, și e, e foarte important să, să vorbim despre asta cu maturitate emoțională, pentru că niciun om de pe lumea asta, mai zis, nu este scutit de pierderi sau de durere. Cel mai important este cum reușești să treci peste aceste pierderi, ce înveți din ele, cu ce răspunsuri ieși din, din toate durierile vieții cineva pierde un om drag într-un accident rutier, cineva pierde constant un om drag care ajunge sub influența alcoolului sau a drogurilor, cineva este înșelat constant sau înșelată constant, cineva nu este respectat de către copii, de că fiecare dintre noi au dureri diferite și le trăim diferit cel mai important asta să tu să fii stăpână pe durere, nu și invers. Și pe emoțiile tale. am avut vise în care mi s-a transmis niște mesaje, de exemplu ideea cu, cu magazinul, cu șopul a apărut cumva așa și, într-un și într, într vis. Da. A, ce vise frumoase ai tu Ți da. le transmite cineva Și da, <laughs> eu am pentru tine să-ți transmit ceva Când, știi vorba eu nu se vine nicăieri cu mâna goală așa că eu Asta aici... tot ai visat uh, Nu, nu, nu asta... A, te -te -a... A, Așa m-ai educat <laughs> Aici este, este ceva <laughs> pentru tine Și pentru, pentru familia ta Să să-ți prindă bine, să te bucuri. Să vadă oamenii ce cadouri avem noi. Eu când primesc un cadou, îmi place foarte mult să-l deschid. să deschizi atunci pe loc da, și ca și... omul să vadă reacția și să știe că e cadou din partea ta. Ei, aici cam tot scrie numele meu, așa că n ai ah, cum să încurci. Ah, ce frumos. O torbă. Trendy! O torbiță. Știi de ce-mi amintești torbița aceasta? De bunica? De bunica, mm -hmm. de mama, când fierbem ouăle, ouăle de, de Paște. Paște. Da. <laughs> și era roșii, roșii. Acum e la modă. Mm -hmm. Frumos. Îți mulțumesc din tot sufletul. Mama, am siu deja și eu. Găsimuri litali. Gospodinu. <laughs> Gospodinu, cu acte regulă, cu în regulă. Mulțumesc. Ei, aici sunt deja mai multe produse. Aici nu pentru tine să te hidratezi în acest sezon rece periuțe, mai, mai, multe de toate. Toată informația, foarte simplu, o găsești în pachet. Hai să o trec aici. Mersi din tot sufletul Cu pentru drag, educația care ți-a dat-o mama. <laughs> și, tata. <laughs> și tata. inclusiv și tata. Și noi vezi că o pregătim aici sușe bune de mâncat, proaspete. Și eu insist și chiar cred în Fresh, atunci când totul este proaspăt, cu bun gust și gătit chiar la tine, acasă. Putem zice că este aici uh -huh. un pic de acasă. Și dacă avem sushi gata. Da, da, tu da, 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 da. Și împachetate și livrate. livrate. oh, oh uh, ce grele! <laughs> Acum le-a gătit atât de multe și ne punem pe mâncat un pic? Poftă mare! Mulțumim și la masă nu, nu vorbim. vorbim. Totuși, ce căutai tu în cimitir? Susțineam pe un om tare drag care la rândul lui și-a pierdut un alt om drag. Istoriile de viață sunt foarte asemănătoare cel puțin la mine și la bărbatul meu. Greu a fost o perioadă pentru, pentru noi ambii. Am pierdut oameni dragi din familia noastră și avându-ne unul pe altul am reușit să trecem peste peste aceste traume, peste aceste pierderi mult mai ușor. Ca să fie clară, tu l-ai pierdut pe fratele tău, Andrei, iar Călin pe fratele lui. Ei erau de aceeași vârstă undeva. Cam plus minus, da. Așa a fost greu, dar am mers înainte și noi, și familia. Și cumva asta e important. Și nu doar noi ne-am pierdut oameni dragi. Adică oricine poate să, să simtă asta mai devreme sau mai târziu pierderile din, din familie. E, e, important de asta să fim iubitori cu oamenii din familia noastră și nu doar, cu prietenii, cu toată lumea, cu oamenii străini, cu amicii, pentru că niciodată nu știi când se termină călătoria asta și cât de multe regrete poți avea ne spunându un om drag, cât de mult îl iubești. Chiar dacă noi în copilăria noastră, în familiile noastre, n-am fost învățați să ne spunem lucrul ăsta, cumva iubirea trebuie ascuns, trăită. <laughs> și fără să ne, să ne, zicem te iubesc. De exemplu, eu în copilărie nu am, nu am zis sau mai am nu ne-a zis te iubesc, dar cu fetele noastre zicem asta cât de des putem ele la fel și chiar și părinților, prietenilor, fraților, adică am învățat și mult mai ușor zic cuvântul te iubesc și mulțumesc pentru, pentru, tot. Și chiar dacă nu am primit noi educație, noi putem să ne autoeducăm, nu să așteptăm mereu de la alt cineva să ni se dea. Noi putem să începem să mișcăm roată. Vorbeam despre fetele tale. De la o vreme... Fetele noastre. Fetele voastre mă scuz, da, fetele da, voastră. că și, și tu, ai băieți, și nu sunt mai tăi, și al bărbat. Da, da, îmi place să zic cu numere miei. Mm -hmm. Mm -hmm. Vrei, nu vrei. Da, da, Știi, da, inevitabil. E, da. e și al tău, e și al lui. Ziceam despre faptul că tu o perioadă nu mai păstezi cu ele. Din ce motiv? A, a fost un, o situație legată de sănătatea lor și. În acel moment am decis că nu voi mai face apariția lor pe rețelele de socializare spre binele lor, spre binele nostru, a familiei noastre, pentru că copiii sunt prea mici și noi nu îi întrebăm dacă ei vor să facă asta, să apară pe story, să joace ceea ce le zicem noi să joace, să promoveze ceea ce le zicem noi să promoveze. Nu este datoria lor. Datoria lor este să fie copii, să nu aibă nicio grijă, să se bucure de viață și de părinții lor. Nu vreau să folosesc imaginea fetelor pentru a beneficia de contracte, cu toate că aș avea mult mai multe uh, propuneri de colaborare. Copiii trebuie să-și trăiască viața lor. Ce face mama lor, asta e viața ei, <laughs> pe, pe planul de, de carieră și de, de muncă. Care a fost cea mai lungă perioadă? cât nu ai ieșit din casă, stând cu ele, purtându-le de grijă, dojenindu-le. Chiar dacă fetele noastre au avut perioade când erau bolnave sau febră sau ce, ce mai fi avut, eu îmi onoram responsabilitățile pe care le avem față de TV sau concerte sau alte evenimente private. Pentru asta există și tata care se implică la fel cum se implică mama, nu doar la creșterea copiilor, nu doar la facerea și creșterea copiilor, dar și la multe alte lucruri prin, prin casă, pentru că responsabilitățile trebuie să împărțite, evident pot să zic că sunt o mamă din aia care a stat trei ani lângă copilaș ca să-i vadă. Și asta este alegerea mea. Și, sincer, chiar, chiar vorbeam zilele trecute cu roșca, dar tu ții, că noi nu. -mi uităm și nu mai ținem minte că greutățile alea și nervii și durerile alea pe care le-am le trăit, știi? Se, se șterg. Chiar greutățile se, se șterg, se uită și rămân așa. Cel puțin noi încercăm să trecem așa prin sită și să rămână doar lucrurile frumoase în viață pentru că uh, emoțiile negative și amintirile negative ocupă foarte mult spațiu în creierul și în inima noastră și nu ne fac bine deloc și eu am început așa, stai că în curechi. Asta-mi trebuie, să asta nu nu trebuie afară, că n-am nevoie de, de tine. E un sistem pe care mi l-am antrenat în ani, în muncă, în greu și asta mi duce mie folos. Și eu tot timpul încerc să analizez fii, orice, fie o alegere, să vin la un interviu sau să nu vin la un interviu, să accept un eveniment sau o promovare sau nu. Ce voi avea eu de folos din asta? Și nu e vorba de egoism din asta, ai, că se te îmbogățești, nu. E vorba de cu ce emoții o să pleci tu de acolo, ce ai învățat tu din, din asta. Pentru mine viața este să am după fiecare zi un plus. Plus de emoții, plus de experiență, dacă e plus de bani, nu o să zic nu, din contra, o să zic o da prost și o să zic mai de doamne și la alții sau o să mai dau la alții. Mie îmi place să, să fac caritate sau binefacere. La unii ofer sub formă de bani, altora le ofer sub formă de timp, altora le ofer sub formă de, de atenție, altora sub formă de energie. Da, îți place în general să oferi cadouri? Da, cadourile tare îmi place să le fac și, și sunt, încerc să fiu atentă. Asta am învățat de la, de la el e foarte atent la nevoile mele sau dacă am zis ceva odată că îmi place, primesc acel ceva sau organizează, așa, da, el la îi place cu surprize. surprize. E romantic? Uh, da, destul de, de, de romantic. Și de asta unde erau? <laughs> unde ești? Unde ești, da, 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 da. e destul de romantic, dar nu i perfect relația noastră și nu este romantic 100 de procente, cum nu e nicio relație perfectă. Care nu a fost sunt nicio perfectă? cea mai romantică poveste poate o zi de naștere în care, nu știu, ți-a întins așa un po de lumânări. Știi, da. pentru au Au fost așa perioade. Da, au, au, a fost. Uh, când de, de, ziua noastră eram în Barcelona, mi-a dăruit un, uh, un, laptop, dar nu nu, 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 asta a fost, da, pe tare de fire acolo multe chestii, dar nu asta a fost cel mai frumos cadou pe care l-am primit. Uh, cel mai frumos cadou a fost uh, când a organizat surpriza, nu doar pentru mine, dar și pentru părinții mei atunci când au venit pentru prima dată fratele meu cu toată familia din Germania după pandemie, când nu a fost ocazia să vină să plece nimeni și când deschizi ușa și tu vezi toți oamenii ăștia și de, o, te apucă plânsul și totul și totuși. peste două a doua zi vin părinții și ei tot nu știu nimic și intră în camera fetelor și acolo... Toată gașca, toată familia lor și iată, astea, cadourile pe care eu le cred, cele mai mari și mai frumoase, și în viața mea, în viața noastră, încercăm să nu adunăm lucruri. Cel mai mult ne place să adunăm experiențe, emoții, să călătorim, să petrecem timpul cu oamenii dragi pentru noi. De multe ori, vacanțele sunt ocazii de a ne petrece timpul cu oamenii pe care uh, îi iubim, sau mergem în o specie la cei oameni, sau organizăm împreună cu acei oameni vacanțe. Este sub așa formă, este romantismul nostru. Am înțeles cum este el. Cum ești tu? Cât de romantică poți fi tu? Mă, eu, eu, eu sunt tare, tare zăpăcit, tare nebun, tare. Eu pot foarte repede să merg dintr-o extremă în, în alta. Romantică nu știu neapărat dacă, dacă sunt romantică, sunt mai mult iubitoare, îmi place Caldă. Să, să îmbrățișez, să, să vorbesc, eu sunt o iubitoare sub formă <gântuia> verbală să, să povestim, să, să comunicăm, să vedem schimbările care au loc în noi, pentru că noi ne schimbăm în ani ca personalitate fiecare dintre noi. Și relația la fel se modifică și crește sau descrește, în dependență de cât de mult timp acordăm noi acestei relații. Și ne place să petrecem timpul la balconașul nostru cu un pahar de vin și să povestim, să ne destăinuim sau să zicem ce a fost bine, ce n-a fost bine, ce ne-a plăcut, ce nu ne-a plăcut unul la altul și să trecem peste pentru că aceasta probabil este una dintre cele mai mari cariere pe care poate să le facă un om să creeze o familie și nu doar așa să crești niște oameni sau și tu să crești o familie, dar să fie cât mai armonioasă, cât mai mult pace atât în propriul tău suflet cât și în mica ta comunitate pe care o ai. Că totul începe de aici, de acasă și viața fetelor, pentru că vrem să nu le traumăm, să crească cât mai puține se și schelete prin dulapuri. Aceasta, sincer, aceasta este cea mai mare dorința mea și dacă o să mă întrebi cum te visezi 15-20 de ani, vreau să mă visez cu fetele noastre zicând ce părinți bune ați fost și mulțumim pentru asta. Pe tine te salvează comunicarea. Tu o da. iubești să vorbești, să -i explici și cer explicații. Nu știu neapărat dacă cer explicații oamenii, dacă vor să-mi dea explicații, bine, dar nu sunt din aia care scoată așa cu... cu nu te bagi în sufletul nu, nimănui. Nu, nu, Și încerc să păstrez foarte mult dreptul omului de a spune când vrei, vrea el să spune. De exemplu, când filmam emisiunea Vorbe Bune, știam fiecare gravidă din, din showbiz, dar eu respectam dreptul lor de a anunța atunci când ele vor să anunțe asta, nu eu să-mi fac o rating pe seama lor și pe... Mereu nu a fost cu nu e corect. Simt. Mai Da, da, mereu am încercat să o dezvolt și mai mult și mai mult pentru că eu, la rândul meu, vreau așa să fiu tratată, știi? Da, cea mică vine tot timpul de la grădiniță cu proverbe și din asta și ăsta este, iată, unul care poate fi considerat și ca un motto al vieții mele, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, iar respectivul fac ce îmi place mie și fără a dăuna sau a deranja pe altcineva. Ți-a zis cineva vreodată din ai tăi, Lilo, vorbește mai puțin. Lilo, mă obosești. Mm nu, eu de fapt vorbesc mai puțin cu ai mei decât la TV sau iată prin, prin interviuri foarte des. Sunt situații când în gașca noastră mai intervin oameni noi și care au niște așteptări ca eu să vorbesc mă stop sau să vorbesc la televizor și așa, nu, de ce așa? Zic, eu nu sunt la lucru, eu nu sunt plătită să vorbesc acum. Așa, tu vorbești numai ești plătită? În glumă. Nu, dar ideea că, nu, Asta a fost bună. Nu e, nu e ce, ce sunt. Asta este jobul meu. Uite, tu la job ești contabil. Păi nu, toată viața tu nu mergi sau când te întâlnești cu cineva, nu stai și faci socotele. Așa și eu. Mie îmi place mult să ascult oamenii și să primesc emoțiile sau destăinuirile lor. Uh, nu sunt un din ala de care stă non-stop pe, pe, capul prietenilor. Chiar nu-mi place să mă jelui. Pentru că asta atrag mai departe sau dacă trecem printr-o perioadă mai nefastă chiar în relația noastră încerc să nu zic nici mamei, nici prietenilor pentru că nu știu, o să mă dar eu pot să mă răcurez și sunt că la balcon fac o meditație sau o să dansez așa un dans nebun și să scot din mine tot, tot asta. De ce să încarc cu oamenii cu lucruri de care poate ei nu au nevoie? Dar tu știi să ții secrete da, încerc. Asta, 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 e un challenge pentru mine să, să, să țin secrete. Da, e, e cam greu să, să, țin limba după dinți, dar odată ce un om îmi încredințează un secret, înseamnă că el are încredere în mine și eu nu pot să trădez acel om împrăștiind veste prin tot orașul. Da, te frământă să Ii. spui și lucălin sau să vorbești da și lei, <laughs> dar da, eu trebuie să vorbesc. <laughs> Știu numai eu și primăria. <laughs> da, 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 și gata. Când ai început să te accepti așa cum ești? Să te iubești așa cum ești? În... Uh, timpul facultății, în timpul uh, studenției. Mergeam pe stradă, primeam o grămadă de complimente și pentru mine așa era de straniu, cum niște oameni străini și vor de la mine, ei zic, asta precis că vor să obțin. Pur și simplu unui om i-a plăcut fie ținuta mea, fie părul meu, fie zâmbetul meu și a zis așa simplu, fără să aștepte ceva în schimb și așa. Mă, adică niște oameni străini pot să spună niște lucruri atât de frumoase despre mine și eu să nu Fac asta cu mine, și plus, la facultate mai aveam și uh, ore în care învățam despre tehnici diferite și pentru mine a fost așa o, o mare o, o mare descoperire cumva la facultatea de jurnalism nu am învățat neapărat jurnalismul dar, dar am învățat cum să mă cunosc cum să uh, intru în toate drumușoarele și cărărușele sufletului meu și a creierului meu da, e, e foarte important și cumva odată ce începe acest exercițiu de a avea încredere în tine de a fi recunoscut pentru ce ești și cum ești, pentru a spune lucruri frumoase altor oameni, pentru că fiecare om are ceva frumos și inevitabil universul așa e construit. Eu, eu cred mult în legea bumerangului, ce oferi, aia primești și eu încerc să ofer ce aș vrea eu să primească. E mai ușor să accepti partea bună, dar cum accepti dar și partea negativă. Rea, partea negativă? Oamenii scot din ei ceea ce au. Oamenii buni, oamenii frumoși scot lucruri frumoase, încurajări, mulțumiri. Oamenii traumați, nefericiți, supărați, dezamăgiți la rândul lor de alți oameni, nefericiți prin asta, ajung să-și scoată nefericirea lor comentând, vorbind de rău, bârfind. Este... Mie îmi e Milă de acești oameni, pentru că știu că ei trăiesc într-un mare război cu, cu sine și cu lumea din jur. Și dacă înainte, la începutul carierei, chiar în perioada MSTV, mă atingeau așa criticile și părerile negative, eu sunt, sunt foarte deschisă la uh, criticile uh, obiective ale oamenilor din domeniu, când e vorba de ceva ce fac eu în TV sau a uh, unor oameni mai înțelepți, mai deștepți, mai experimentați decât mine, dar uh, critici de, de genul cei uh, slabă sau uh, tu mai mă ceva sau te îmbogățești, nu știu cum. Eu, eu știu adevărul și pentru mine acești oameni chiar nu înseamnă nimic, pentru că eu nu-i cunosc, eu nu le-am cerut părerea, eu dacă am nevoie de, de o părere o cer de la cineva, de la oameni care contează și oameni care pot să spună ceva fără să ofenseze. Eu am învățat să zic nu lucrurile neg lucruri negative, dar lucrurile care ar putea fi îmbunătățite. Or, oricine dintre noi are anumiți pași de nivel pe care trebuie să le parcurgă. Cineva este mai jos, dar ăsta poate să ajungă sus. Dacă o să-i zică cineva că tu nu faci corect, sau iată pașii care ar trebui să-i faci ca să faci ceva bine. Să recunoaște, mai plâns vreodată de la un comentariu negativ? Te-a afectat am, vreodată? Am, am plâns, evident. Ce te afectează? Uh... Care subiect e cel mai sensibil pentru tine? Unde te doare? mai atunci când când bat în familie și nu în mine, nu ar trebui familia mea să sufere de alegerile pe care le fac eu sau uh, sincer a fost unele perioade așa mai bune pentru mine la capitolul hate și uh, zoaie care s-au vărsat în, în, capul meu. Eu, în primul rând, încerc să nu mai citesc toate astea, că ți dai seama, faci cineva, fac un story gata, fac, fac un titlu din ăsta bombastic, dar eu, în genere, story va și despre altceva vorbeam, știi? Adică, înțeleg și mania asta a jurnaliștilor, sau nu știu neapărat dacă au făcut, au făcut facultate de jurnalism și știu ce înseamnă etica jurnalismului și știu ce înseamnă să cer părerea sau uh, reacția unui om atunci când publică ceva. Dar asta e altă problemă. N-am <gântu -i> uh, -am de când eu să educ generațiile de jurnaliști care, care apar. Eu, în primul rând, nu vreau să citesc pentru că mine nu mă interesează. Chiar mă interesează. Eu, părerea părinților, a prietenilor și eu apreciez foarte mult și prietenii sunt foarte sinceri, dar cel mai sincer și fel de partea mea, eu sunt așa, impulsivă, creativă, emotivă, partea mea mai calculată, așezată, obiectivă, este bărbatul meu și îmi zice când calc strâmb, când trebuie să mă întorc înapoi pe, pe drumul cel, cel drept și e, e, e foarte bine. Iată, părerea acestor oameni pentru mine contează. Am plâns, evident, și mai ales din, din cauza că unii oameni nu pot să vadă mai mult decât atât. Pentru că niciodată nu vom ști ce se află în spatele unei decizii unui om sau unei acțiuni ale unui om decât doar ale noastre și nici ale noastre uneori nu le știm de ce am făcut asta sau de ce am ales să fac asta. Dar în mintea unui alt om am învățat că nu mai judic absolut pe nimeni. Nu știu nici 0,005% din toată viața acelui om și de ce a ajuns el să facă, să facă asta. Chiar și în top 10 de la Dumnezeu asta scrie, nu? <laughs> nu judeca. Faluncile. Da, nu judeca. S-a întâmplat prietenii să-ți numere banii? Probabil da, probabil mi-i mi numără, dar nu știu neapărat dacă e foarte important asta pentru ei. <laughs> pentru că e vorba de, de munca mea, nu este munca lor și cu cei care fie în numără banii sau ajung să... Îți calculeze veniturile. Da, da, da. Nu știu neapărat dacă vor rămâne în continuare prieteni. Pentru că nu de asta ești prieten cu un om, să vezi cât face, cum face. Rămâi, sau ești prieten cu un om pentru că îți place ce este el ca om, nu cât are omul ăsta prin, prin buzunare. Și, în genere... Tema banilor este un lucru foarte personal. Și nu personal că nu trebuie să zici cât ai salariu, oricum, și asta chiar este personal și nu este etic să vorbim sau să întreb de salariu sau cât câștigă, pentru că, iarăși, nu știm cât efort a depus acel om, cât nopți nopți nedormite ca să fac facultate, sau câți sacrificii a făcut omul acela pentru a face o facultate sau pentru a investi într-o afacere. Noi foarte ușor să cotim banii, dar foarte puțin încercăm să vedem cum a ajuns omul ăsta să câștige acei bani. Și asta e vorba de educația noastră, educația bunului simț și educația financiară. Noi nu am fost educați să avem o relație frumoasă cu banii sau să știm să ne. Prețuim munca noastră, timpul nostru, abilitățile noastre pentru a câștiga anumiți bani. Dar risipești banii, îți place să cheltui sau nu, ești foarte sunt, economă? Sunt așa, destul de, de, economă, Am, acum, mai ales și cu, cu criza asta, încerc în gener. Eu, bărbat mi-a zis și Brejnia, am vrut să stâng toate luminile din casă și, și tot. Cumpărăm doar ceea ce este necesar sau care ne va ajuta să ducem o viață mai confortabilă. nu îmi place să cheltui bani pe genți scumpe, încălțăminte scumpă, pentru că mie îmi place destul de des să mi le schimb sau să am ceva nou, organizez târgurile, le dau mai departe și tot așa, adică le, le continui încerc să gândesc și în viitor, pentru că acum boda proste câștig ok și sunt foarte recunoscătoare și sorții și lui Dumnezeu și mie pentru efortul pe care l-am depus ca să ajung să, să câștig acești bani. Și mă gândesc că într-o zi oarecare nu voi mai câștiga atât de mult și acum trebuie să gândesc să-mi fac o pensie suplimentară, nu mă pot baza pe 2 mii de lei sau cât voi avea eu. Unde ține banii la, la colțun sau în bancă? Și <laughs> cum părinții noștri? Nici una, nici alta. <laughs> Încerc să, 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 să investez și chiar să, să ne achităm și o asigurare de viață și în alte resurse pentru a avea niște venituri pasive ulterior și iarăși asta vine mâncând, trăind, interacționând cu oameni. De asta e foarte important și cercul de oameni pe care îl ai. Pentru că de la mulți dintre prietenii noștri învățăm unele trucuri. Ei învață de la noi altceva și așa e un schimb și de energie și de aventuri, dar și de um, experiențe, de, de înțelepciune. Pentru că fiecare om are acel ceva interesant. Fișca lui. Da, trebuie să unde, descoperi. Unde Lilo plătește cele mai multe impozite? A ecoșopul, ul Eco ul Și îmi dau seama că mai un magazinaj de 20 de metri pătrați, atâtea taxe, achită la stat. Dar amici businessurile astea mega mari. Unde sunt banii ăștia? Uneori așa de dezamăgită sunt de faptul că atâția bani se adună și nu vezi niciun suport. Chiar, chiar afacerea noastră este o afacere verde. Noi plătim exact aceleași taxe, cum plătesc cei care poluează natura. Dar cei care poluează natura ne îmbolnăvesc, respectiv sistemul medical este supra-solicitat și o grămadă de bani din buget iarăși se duc pentru uh, asigurări medicale. De ce nu se fac diferențieri între, între oameni și, și, mă rog, între, între afacerile și valorile pe care le are o, o afacere? E trist mai stau așa cu nasul în jos și -a... iar ridic și iar înainte nu-mi permit să las aripile în jos, încă nu încă, încă nu, încă, încă, să fie. încă poți zbura <gir åh> Tu promovezi în modul sănătos ıı, sacoșele, eco și nu adimpostări aveai tu o sacoșă așa în formatul în care mai obișnuim noi să trecem pe străzile orașului și cineva ți-a comentat și ți-a dat repede în obraz mai reușești să te ascunzi de cineva? Vai, dar nu e vorba de ascunzi, e vorba de reutilizare. Pentru că foarte mulți prieteni vin la noi în ospăție, evident. Vezi cum am venit eu la tine cu ceva. <laughs> și ei tot vin la noi cu ceva. Și nu tot timpul au pungi biodegradabile sau, sau sacoșe. Și vin cu o pungă din asta de, de plastic. Eu nu voi arunca acea pungă. Eu de multe ori spăl pungile. Și unii o să zic, uai, și eu ajuns asta să facă. Da, păi dacă un lucru este bun, de ce să-l aruncăm? De ce să nu îl folosim la maximum? Să-l exploatăm. Deja este făcut lucrul ăla. Gata. Asta e realitatea. Trebuie dar ai să și tu nevoie de intimitatea ta. Da, dar nu ai vorba nevoie de... și tu de pașii tăi să-i faci care să nu te vadă nimeni. Da? Cât de supra-solicitată te simți tu în. Știi, pe, pe de-o parte, eu, e ok pentru că eu trebuie să fiu cea care ce vorbește, aia și face. Nu spre <laughs> Și eu așa, în primul rând, pe mine mă autoeduc și nu mă gândesc ce o să mă vadă, că o să mă vadă alții, dar, măi, eu zic fac asta și tot eu umblu și, și fac altceva. Adică, Ai explicații cum, cum pentru tot. Zis, eu sunt corectă cu mine și cu, și cu cei din jur. Nu am pe cine să, să mint. Sau, dacă îmi scrii ceva, sigur, cu mare drag, dau toate explicațiile. Mă rog, dacă scrii cineva drăguț, nu cu glod sau altceva. Dacă cineva aruncă cu glod, arunci înapoi? Mai încerc să nu, pentru că trebuie să tai uh, cercul ăsta uh, vicios. Zic, eu înțeleg că acel om o face dintr-o mare nefericire și chiar mi-e de omul ăla. Și eu n-am de gând să primesc noroiul lui și nici să-l întorc înapoi. Pot să-l las acolo în mijlocul cărării sau unde, unde a ajuns și sper aici să, să fie încheiat uh, ciclul uh, lui. Uh, dacă o să continui să dau mai departe înapoi, nu voi face decât să înrăiesc acel om și mai mult, dar și pe mine să mă pătez cu Și devine așa un cerc da, vicios. Da, nevoie e doamne, în timpul ăsta mai bine deschid o carte, citesc ceva, mă odihnesc, am un little nap de 15 minute, mă machiez sau mă fac frumoasă sau îmi fac un masaj la picioare. Adică sunt atâtea alte chestii care le pot face utile pentru mine decât să dau explicații unui om care nici pf, nu merită explicațiile mele. Sunt oameni pe care îi refuzi în viața ta, în colaborările tale? Da, sunt, sunt oameni care sau știu despre acești oameni că nu s-au purtat corect față de alți oameni sau, oricum, e mică lumea asta din Chișinău nostru și se aude destul de des. Na, da, evident, multe sunt umflate, că știu și despre mine se umflă, oh, oh, cât, dar și eu plus am, am, o intuiție destul de bună și chiar dacă primesc o ofertă din partea cuiva sau ceva, parcă îmi zice Lilici că e din interior, mai bine nu, mai bine nu, că nu am ajuns eu la ultimii, nu știu câți acolo euro ca să împătez numele sau experiența sau credibilitatea mea adunată în ani și foarte mult muncită. Cum îți testezi comunitatea prietenii? Spuneai că Cicălin este cel care le citește comentariile. Da, el, 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 el <laughs> din curiozitate tehnică așa le citește plus ca să vadă cine sunt oamenii care uh, vorbesc așa despre, despre mine pentru ca să știe ulterior să nu mai interacționăm cu acei oameni. Eu, eu îi zic călinaj, cu cât mai puțin știu cu atât mai bine dorm. Aceasta este dictonul pe care l-am învățat de la profesoarea mea de engleză și îl, îl ador. Chiar nu mai... Și chiar dacă o să știu mai multe, voi fi mai ranchiunoasă. Adică e ca chestia asta îți dai înapoi. <gântuia> <gântuia> și nu-mi place să, să, fiu așa. Dar există ceva ce te enervează? Mă enervează nici nu știu cu prostie sau ipocrizia. Dacă Cam asta, prostie și, și ipocrizie, dar chiar dacă mă enervează sau sunt unii oameni care poate nu sunt de acord cu ceea ce spun sau ceea ce promovează sau ceea ce fac, eu nu vorbesc asta pe rețelele mele de socializare, nu dau oameni cum sunt alții, că pe asta își fac, rating pe, Instagram sau orice altceva. Mie îmi place asta să vorbesc la un pahar cu vin cu bărbatul meu, ne-am scos și am avut discos și, și mergem înainte. Nu, nu nu este corect să ca așa, să dai cu arcuri veninoase în, în oameni, că tot la tine se întorc astea. Tu ești suflet bun, blând, cald, cu minte. Care a fost cea mai nebună fapta ta, cea mai îndrăzneață, la care nici tu nu te-ai așteptat? Au fost așa situații, momente, peste puterile tale, te-ai simțit uh, super erou sau poate... <laughs> <laughs> nu, eu, acum la ce m-am gândit? Deloc nu e super erou. <laughs> ai, ai zis nebună și, și m-am amintit, dar nu știu dacă e așa destul de etic să, să zic. Mă rog, copilărie în copilărie, multe chestii trăsnite le-am le făcut și... Zine și nouă cea mai nebunatică Ei, întâmplare. Ce ai făcut? <laughs> Deci, nu știu cum se explică asta așa în termeni frumoși, dar asta așa e Eram cu prietenele, mi se pare că sau, chiar cu vacile, sau chiar cu prietenele, nu mai țin minte. Ne-am cățărat într-un copac și de pe o creangă înaltă am făcut <laughs> Așa. Și asta a fost probabil cea mai bună Dar îți dai seama, ăsta este uh, rezultat uh, Biodegradabil și compostabil Iar ce, ce fac alții Aruncând la gunoi Sau aruncând în, în natură În păduri, pe mal de lacuri mormani, de gunoi, cred că e mai mare Rahatul lor <laughs> Eu te felicit, știi pentru ce? Pentru că ai avut noroc să nu se rup creangă <laughs> Băi, am avut minți să mă urc pe creangă Bună, tare Da, apropo, încerc să Să analizez foarte mult Chiar dacă nu știu să joc șah Încerc să analizez foarte mult urmările Care vor avea alegerile pe care le fac eu și încerc să învăț asta și fetele. Să, dacă tu faci asta, nu vei avea tu de suferit. Dacă tu faci asta, nu vor avea alți oameni de suferit în, în viață. Așa. Am, am învățat iarăși în viață, cu toate care să ar trebui să fii predat în școli, în facultăți. Și organizarea timpului și gândirea long term. Ei, multe ar trebui. Eu am selectat șase fotografii de pe profilul tău. Așa că urmează șase fotografii în șase ipostaze diferite pentru uh -huh. rubrica Sincer Foto. Uh -huh. Și dacă să le iau în ordinea despre care noi vorbim, copilărie, zbânțuială, nebunii, când hmm. ai fost tu la Sani ultima dată? Uh, doamne, ca asta trebuie să întrebăm pe toți cei care zic că nu există încălzire globală. Când ultima dată noi am avut o iarnă din asta cu Sani? Mult, de tare mulți ani. Mie îmi place foarte mult să merg la Săniuș. De fapt, anul trecut noi chiar ne-am dat cu Sania când a fost în, în iarnă. Anul trecut m-am dat cu Sania. Eu cu fetele organizăm toți, de fapt, ieșim la uși și una cu fata, altul cu o altă fată. În mm, vale. Mie îmi place tare să fiu copil. Tare. Pe mine asta mă, mă Mă duce lângă izvorul de energie vitală și sinceră, cât este de plin de viață copiii noștri și de la ei trebuie să învățăm sau să ne reamintim cum eram noi copii și să scoatem grijile astea din, din meniul zilei, să nu ne mai pese atât de mult de chestii care chiar nu merită atenția noastră și timpul nostru. Că viața asta așa e discurtă și niciodată nu știi când se poate termina și tu ți-ai făcut griji cu... Nu știu și... Așa frumos ai spus, îmi place să fiu copil. Ce jocuri te joci cu fetele tale în care tu te simți naivă, copiliță, dulce? <laughs> Ia, ne jucăm uh, cu cea mică pictez, cel medies, deschidem un, un, un caiet de colorat, pictez pe o pagină, eu, pic, eu pictez pe, pe alta. Genga, uh, ne jucăm uh, mult, ne jucăm cuvinte încrucișate, adică respectiv, cu fiecare vârstă, jocurile sunt diferite. Da, dar te pui în mintea lor. Da, încerc să mă pun, dar totodată nici nu vreau să, să fiu prietena lor, adică într-un fel prietenă, dar vreau să fiu și o autoritate, dar nu în sens fașă că mama ta așa a o zis, dar încerc să le zic mai din experiența mea, din ce am mai trăit eu, ea că eu cred că asta ar fi corect. Încearcă și tu, vezi, bine, îți va prinde bine, nu îți va prinde bine, adică, nu știu, chestia asta cu perenicul e tare greu. <laughs> și următoarea da. fotografie este tu cu un tablou mhm mm tu l-ai pictat, povestește, da. m-ai intrigat și cred că m-a da, pus eu Da, este un. Așa pare frumos dintr-o parte, dar oamenii trebuie să fie că el e un tablou pe pe cifră, pe numere, știi. La fiecare respectiv îți arată ce, ce culoare să, să folosești. Ce răbdare ai. Mai mult! Și asta e un exercițiu foarte bun, și mai ales pentru copii este un exercițiu de concentrare și de, de răbdare pentru că noi acum trăim într o eră în care totul se consumă foarte repede. Secunde, în 10 secunde vezi reels-uri din 20 de, de locații și asta mărește și viteza timpului pe care îl trăim noi. De ce tot zicem că timpul trece mai repede, trecem, dar în copilărie trecea ușor, uh, uh, greu. Nu aveam telefoane, nu aveam televizoare, nu eram consumați în fiecare zi cu atâta informație. Adică noi acum, într-o zi, consumăm informație cât a reușit omenirea să facă de la începutul omenirii până în 2003. Adică stai seama câtă informație noi la, la câte informații noi suntem expuși. Enorm! Foarte, 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 foarte mult. Dar întrebarea nouă ne trebuie atâta informație. De multe ori nu ne trebuie atâta informație. Pentru că asta iarăși ne seacă, ne umple timpul nostru. Iar acest exercițiu te rupe de realitatea asta care te consumă, te pune într-o stare de meditație cu tine, comunici, stai și vezi rezultatul. De ce ce mai mulți oameni ajung să fie supărați sau depresivi pentru că parcă nu văd în urma lor nimic. Iată, rezultatul unui lucru bine făcut împlinește foarte mult spiritual și, și emoțional pe un om. Și atunci când vezi rezultatul ăsta. Ai în sfârșit un rezultat. <laughs> da, da, da. <laughs> o altă fotografie, tu mm -hmm. și calian. Da, unii o să zică că promovezi fumatul. Hai să recunoaștem. Cine n-a încercat măcar vreo două, trei ori să fumeze Calean? Hm? sau țigări. Eu, prima dată mie, tata mi-a pus țigară în mână, el e fumător, de fapt pe toți trei ne-a pus de rândul. Ia vedeți, e bună și nu e fie, care nu mai fumat. <gărăși> și eu nu, nu, nu fumez țigări, calea din când în când mai fumez, aici eram într-o vacanță în, în, Egipt și tu faci safari prin deșert, ajungi într-un loc, e ceai și, și calian și tu să refuzi așa ceva. Mie îmi plac Micile plăceri ale vieții. Nu devin dependentă, nu-mi fac în fiecare seară calea acasă și pufăiesc. O fac așa, de dragul relaxării, când și... și cum. Da, îmi place să, să, să iau de la viață tot și dacă viața îmi dă, de ce să refuz? Ce nu ai încercat, dar ai vrea? Aha. Chiar am pregătit să zic două fel, fel de chestii nocive. Ce nu am încercat, dar aș vrea mai nici nu știu, parcă de sărit de zburat am făcut sub apă m-am băgat, am făcut nici nu știu, o să, o să vină lucrurile, eu, eu sunt un om care îl las așa deschis orice și un, un alt mătou al meu în viață, imagine să rău decât să-ți pară rău. aici e vorba și de distracție, adică dacă e vorba de distracție, pff. Tu ești maxim. sufletul distracțiilor. Într-un fel, da, nu pot să zic că sunt chiar sufletul centru-centru, dar sunt niște plămâni destul de buni pentru, <laughs> pentru... Nu sunt inima, dar sunt plămâni pentru, pentru o distracție. Îmi place să zic da la nebunii, la adrenalin, să sar cu parașuta chiar dacă știu că o să-mi fie rău după asta, să merg cu vaporul pe apă chiar dacă știu că o să vomii după asta. Adică eu îmi asum niște rezultate mai puțin benefice pentru corpul meu, dar pentru a mea totală sau experiența mea din viață le accept. Călin este așa ca tine? Începe. Extrovert. Să, să tu ești extrovert. Dar și el e extrovert. El, iată, este inima petrecerii. trecere. Este un tare vesel, tare, tare fani. Dar nu întotdeauna accept nebuniile mele, dar n-are încotroc. trebuie să, <laughs> să, fie jumătatea mea. Să-l <laughs> pun Lasă-l, el e de-al nostru. Ah, el okay. vine. Ce frumos mi-a tras atenție fotografia aceasta, tu Da, eu și... cu, cu tata, tata, dormind la miez, asta a fost în zi de Paște. A fost un, un Paște foarte cald și luminos și am stat cu toate neamurile. Avem o relație foarte frumoasă cu, cu familia și cumva chestia asta încerc să o, să o duc mai departe și în familia pe care am creat -o și după o masă copioasă, după vinișor și rachioaș de la nor, de... am adormit și m-am trezit, era și tata deja lângă mine, fotografia mi-a făcut-o călinaș. Da, sunt, sunt, niște emoții și niște trăiști și nici, nici, nu mă gândeam că, că nu-i poze de aia de postat pe Instagram, știi, toate fancy, fancy. E o poză foarte reală, foarte adevărată, sunt foarte eu aici și, și am, simți copilă încă când vorbi da, cu tata, Da, cu și cu în general mă simt copil când merg acasă <laughs> și încercăm să mergem măcar o dată pe lună acasă, chiar dacă e destul de părțișor. dar asta vreau să vadă și fetele să, să crească cu, nu responsabilitatea de a veni acasă, dar dragostea de a reveni acasă la oamenii care te iubesc și care te-au făcut în mare parte ce, ce ești tu azi Fetița aceea cu minte Care dormea lângă tata Uite-o într-o altă fotografie Tu, uh, sexy yes. yeah, 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 yeah. Tu poți fi în toate felurile Mai și mi așa de tare Îmi place să fiu femeie în toate felurile Și eu sunt așa de că m-am născut femeie Și că, că pot să mă manifest în atâtea moduri. Uh, sincer, cei de la VIP, de când am început să muncesc în TV, m-au tot propus și rugat să mă fotografiez la dezgolite frumos. Nu am acceptat asta niciodată. Aici sunt sexy, dar nu sunt goală. Nu, știi, și senzualitatea, sexualitatea, nu e de câți centimetri de piele arăți, dar ce transmiți tu prin, prin fiecare celulă pe care o ai. Mie îmi place foarte mult să mă transform și mie îmi place să lucrez cu echipe care mă văd altfel sau îmi dau, îmi dau șansa mie să să mă transform într-o altă femeie. Că eu sunt așa, uneori sunt un dar uneori sunt a, a, Toate, toate, toate felurile. Eu... Junior. În tine Eu... sunt mai multe femei Da, dar până noi Toate și... sunt mai multe femei Bună. Da, da, pentru că noi suntem un mega univers Pentru că noi suntem cele Care dăm naștere și putem Să creiem alte vieți alte, alte lumi Și în primul rând trebuie să descoperim Lumea noastră, cine suntem noi Și dacă nu o să încerci una Nu o să încerci alta O să rămâi doar 10% din ceea ce tu ai putea să fii dar de ce să nu le trăiești pe toate? Dacă ai viața asta, deja ai șansa de a trăi și Universul ne dă atâtea posibilități. Gustă de -te... din toate? Da, gustă din toate. Da, nu te otrăvi cu de toate sau uh, păstrează un echilibru, dar mie tare îmi place să mă, să mă manifest. Nu ai accepta să faci poze nud. Poate, poate cu timpul aș accepta, dar nu știu dacă le-aș posta pe medii. Pentru că aș vrea, poate, să rămână pentru mine și peste ani să răsfoiesc și să, să, să văd prin ce etape a trecut corpul meu. Eu nu zic nu la niciun element care poate să apară în, în viața mea. Altă fotografie. Îmi place foarte mult felul tău și atitudinea față de flori. Da, și aici și. nu? E splendidă fotografia. Tu. Ai capul plin cu flori. Da, da, da îmi place să fiu creativă și florile pe mine mă ajută foarte mult să, să, să creez. Nu ți milă când le rupi? A, nu, că le cumpăr gata rupte și deja dacă sunt rupte nu-mi rămâne decât să mă bucur de ele. Adică, de aia ziceam și de lucruri lucru din plastic sau chestii, deja este fabricat acel obiect, deja iată este ruptă această floare. De ce să nu o valorific și să aduc mulțumire chiar și florilor sau uh, uh, bucatelor care ajung pe masă. Adică mi îmi place să mulțumesc pentru orice și fiecare lucru ne este dat în viață pentru ceva. Și noi suntem la fel pentru ceva. Adică noi tot o să ajungem la urmă mâncare pentru uh, noi surse de viață. Și trebuie să acceptăm asta. Asta e realitatea. Nu? De ce să ne ascundem după deget și să zicem că uh, suntem veșnici? Nu? <laughs> suntem materie primă pentru altceva. Atât de reală privești la tot și e rațional, găsești cumva o diferență între noi oamenii, în special între femei și bărbați? Mm, nu știu neapărat dacă diferențe, dar... Um... Cine are mai mare libertate? Cine are mai mare cuvânt? Noi mm -hmm. am avut educația de acasă, cel puțin bărbatul este stăpân. Mm -hmm. Da, dar dintr-o parte pare stăpân. Noi știm de -a fapt cine vrea reparație în casă și cine obține reparația în casă, cine vrea uh, o mașină nouă sau momentul că trebuie să îmbunătățim ceva. Femeile sunt motorul care mișcă lumea, iar bărbații sunt ajutorul, combustibilul <laughs> pentru, pentru, asta. Noi femeile putem să creăm foarte multe și dacă noi o să avem o relație frumoasă cu bărbații, bărbații ne vor ajuta ca să fac, facem această lume, să creăm această lume. Nu trebuie să, să fie chestia asta de concurență, da? Cine mai deștept, cine a dus și mai mulți bani în casă, cine e capul familiei. Într-o familie nu trebuie să existe concurență. Într-o familie trebuie să existe echipă. Și pe rând, sunt perioade când unei femei îi merge mai bine financiar. Bărbatul trebuie să zică, bada proste că are așa femei și că iată poate să susțină financiar familia pe moment. Peste 2-3 ani lucrurile se pot inversa și bărbatul poate să câștige mai mult. Sau sunt unii bărbați care sunt foarte buni la educarea copilului sau statul acasă. De ce să nu stea? Adică noi așa de mult am fost înrămați în stereotipuri și ca așa trebuie. De fapt, fiecare om trebuie să aleagă ce vrea și cum vrea să-și construiască el viața și trebuie să fie drept într-un loc de ce zice lumea sau de ce zic stereotipurile din La societate. La a fost vreodată divergența între tine și Calin? Eu nu știu că nu sunt eu. Nu sunt el. Uh, și nu pot să zic... Deci pot să zic da sau nu, dar poate să fie invers. Eu, eu știu că nu trebuie să mă uh, nici laud și nici să mă subestimez, Pentru că e foarte important asta pentru o femeie. Că de foarte multe ori femeile suferă și... Chestia asta de independență financiară pentru femei cred că este unul dintre cele mai importante lucruri pe care fiecare femeie trebuie să le aibă, pentru că o femeie nu trebuie să depindă de un bărbat când își ia absorbante sau când își ia tampoane sau când are nevoie de bani pentru o tunsoare nouă, adică sunt chestii care par așa inocente, dar foarte... Important e important pentru starea de bine a unei femei și independența asta financiară îți oferă și independență mai multă și încredere într-o relație corectă. Nu trebuie să fie nici unul sus în ierarhie și celălalt slugă, nici invers, trebuie să fie așa. Un să Iac. se împletească una da, cu alta. Da, da, și e vorba aici, din păcate, și de educația pe care o primesc băieții în, în familie și... Asta îmi o... dai acum în obraz, cum nu, îmi nu, nu, eu băieții. Nu, dar eu nu știu cum îți educi tu băieții, eu am o mare rugăminte pentru mamele de băieți să-i crească ajutând o mamă respectând, ajutând o iubită o vi viitoare soție bărbatul nu trebuie să fie cel care vine își bate și bate în și mâncă mază. bărbatul trebuie să fie iubita ce cumpără azi, ce gătim azi? ce vrei să gătesc azi Iată, da, până așa ajunge trebuie. la etapa aceasta au fost situații în care călința a zis da ce azi, nu faci mâncare? Mm, ai avut mm. uneori momente în care să se ceară de la tine că ești femeie mm, anumite mm. reguli sau mm, nu, nu care cerere? Fiecare are drepturi egale în, în relație. Adică, ce? faptul că m-am născut femeie mă, mă face deodată sluga cuiva sau datornica cuiva? Nu. Nu avem nicio datorie față de alții. O facem pentru că vrem. Iar dacă o faci din plăcere, atunci îți aduce și ție plăcere. Și, din păcate, foarte multe femei trăiesc în, în umbra unui bărbat posesiv sau unui bărbat care nu știu să le să le dea și lor, nu doar să ia de la ele ceva. Și mulți cred că dacă le dau bani, asta este suficient. Nu, o femeie, sau cel puțin eu, eu nu am nevoie de, doar de bani sau de banii din partea unui bărbat. Eu am nevoie de susținere, încredere, încurajare sau trezire la viață când, când, e nevoie. Voi singuri faceți curat acasă sau da, aveți -avem, nevoie de ajutor? Nu avem persoane. A fost o perioadă, vreo două sau trei ori a venit cineva și nu mi-a plăcut și am zis, nu, o facem noi. Și asta este un exercițiu foarte bun și pentru fete, pentru că Vreau să înțeleagă că ele sunt responsabile de ordinea din camera lor și ordinea asta Face ordine și în creier, și în suflet, și în gânduri. Și vreau să crească, înțelegând că acum. Poate e un buget care să fie alocat pentru curățenie, dar cine știe, lucrurile se pot schimba peste ani. Banii pot să nu mai vină cu, cu, același, cu aceeași viteză și atunci tu te-ai obișnuit să, să ți facă altcineva, dar trebuie să pui mână și pe petecuți să faci singură. Noi, iarăși cu rândul, când unul poate, când altul uh, face, când organizăm comun într-o zi mai, uh, mai, mai mare. De asta zic, e foarte important cooperare, cooperare în într-o familie, într-o relație, că nu e vorba doar de familie. Sunt foarte mulți oameni care nu sunt soți, și soție, dar au o relație foarte frumoasă și asta e mai important decât niște documente sau nume. Exact. Când ești sinceră cu tine, ce spui cel mai des? E o întrebare mm -hmm. tradițională aici mulțumesc. în cadrul podcastului nostru. Eu spun mulțumesc. Mulțumesc mie pentru putere, determinare, răbdare, înțelepciune, mulțumesc Universului, Divinității Dumnezeu pentru șansa de a avea ce, ce am în viață și de a trăi ce, ce trăiesc. Mulțumesc familiei pentru suportul și pentru confortul emoțional pe care mi-l dau. Mulțumesc comunității mele de oameni care cred în mine și în ceea ce spun și în ceea ce fac eu. Da, cred că asta. Mulțumesc. Și bravo, fata, cu uneori, după vreo trei, patru evenimente la rând, mega obosit, merg în mașină noaptea și zic, bravo, Lilici, că așa de bravo ai fost, te ai te descurcat de mine. Noi foarte des îi facem pe alții să se simtă bine, îi apreciem, îi mângâiem, dar pe noi când facem, și trebuie să învățăm să facem asta mai des cu noi pentru că este vital pentru copilul din noi să fie iubit, să fie acceptat, să fie încurajat. Noi, la rândul nostru, foarte puțin în copilărie am fost încurajați. Cel mai des, nu, nu fa asta, ești o proastă, ești un bou. Și totul asta ne-a ne, -a, ne -a făcut mici ca oameni și nu visăm mare sau mult și nu-i vorba iarăși de bani visez mult la o viață care ți plină de emoții, la o viață plină de aventuri la o viață plină de, de, oameni și încerc să, să rup iată cercul ăsta vicios și să fie altfel viața mea Cât e de important să zici cuvântul mulțumesc? Foarte important cred că atunci când începi iată să simți, știi, și nu doar să spui dar să creezi în ceea ce spui pentru că chiar avem pentru ce spune mulțumesc, nu mai deschizi dimineața ochii, tu ești vie tu poți să-ți mângâi copiii, tu poți să-ți îmbrățișezi bărbatul, tu poți să te ridici pe propriile picioare, tu poți să iei lucruri cu propriile mâini și să-ți faci viața pe care o vrei tu și să nu te plângi. Chiar că altu are mașină de aia, doare are gard de asta, cu acum și-a schimbat pierdelile. Fiecare are viața lui și are ce are tu uite-te la tine sub nas, vezi de familia ta, vezi de viața ta, de timpul tău și de asta și de comentarii, știi? Nu e ca și te-ai stat pe tine dacă ai scrie vreo două, trei comentarii pline. Simți undeva că ai greșit? Regreți pentru ceva? Mai, evident că sunt uh, regrete și, și de, dar încerc să, să fac alegeri cât mai conștiente în viața mea și la alegeri din ce a face, din ce a spune, din, în, cu ce oameni să creez relații, pentru că m m greșind dintr-o greșeală înaltă te duci tot în mai într când în mai ca gogoașa la da, 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 da. Și Dar, pentru ceva eu, eu în, încerc să fac asta chiar și de exemplu când uh, am momente mai, mai cu mai mult stres sau sunt supărată sau într-o dimineață dacă i-am stricat cheful, o fiică mi-a zicând ceva sau uh, o sun în pauză și zic mama, mami iartă-mă că nu m-am purtat frumos, a fost din cauza asta și asta și asta. Mie îmi place să nu nu las Ești să, se, la să se, la se adune. Detalii. Da, sunt atentă pentru că niciodată nu știm cum un cuvânt sau o faptă de noastră poate să rănească așa de mult încât să creeze niște traume atât de mari și adică noi chiar și fără voie putem să greșim, dar rămite atunci când o facem intenționat sau conștient încerc cât mai mult posibil să-mi să dau seama de ceea ce fac și să port responsabilitatea a ceea ce fac noi avem o căsuță magică aici am să rog colegii dacă ne dau o mână de ajutor să ne dea acea căsuță și acel bilețel pe care te rugăm uh -huh. să ne scrii ceva sincer, așa cum ai făcut-o și în discuția noastră. Parcă mă simt că e timpul de masa mare trebuie de pus banii. că Dacă... toți se gândesc la asta. De hrănit mai ai hrănit. De... Pus în pahare, mi-ai pus în pahare, măi, trebuie de pus bană. Scrie-ne, scrie-ne ceva. Uite, nu semnez cu numele tău. Scrie-ne ceva despre care tu nu ai vorbi. Lucruri care deranjează, lucruri care tac, lucruri care... Doar lucruri care bucură. Păstrăm aici mai multe taine, uh -huh. și într-o zi o să încercăm să le să le punem pe masă. Uh -huh. Despre ce nu mai vorbim? Dragă, cum? Sau nu mă adresez nimănui? Tu te adresez nimănui? Uh -huh. Cum simți? dar nu semnez. Să știi uh -huh. că nu vom ști uh -huh. că e din partea ta sau nu. Yeah. Se tu? Plicul îți <laughs> <laughs> mulțumesc tare mult și aici nu vreau să te întreb ce ai scris dar despre ce lucruri tu nu vorbești îți place să taci îți place să ascunzi în afară de familie, am înțeles că familia este ceva sacru pentru tine, ceva sfânt. E citatea mea <laughs> și e foarte important ca să înțelegem că avem nevoie de niște bariere de protecție, atât energetice, eu cred în energie și în toate chestiile astea. Despre ce ne -și mai vorbi? Despre alți oameni. <laughs> <laughs> nu bărfești. În încerc de mult posibil să nu fac asta, cu toate că ești tentat, respectiv te afli într-o gașcă și cineva, -o, da și eu știu asta, să încerc să, să-mi limba după dinți pentru că nici eu nu vreau să fiu vorbită sau bârfită sau judecată, cu toate că inevitabil este asta, știi, și cumva pe arul negativ, ci că e mai mult decât cel pozitiv. Oricum, oamenii ei, o să vorbească despre alți oameni și nu se oprește roata asta deloc, dar eu încerc să să-i pun stop, când nu mi-aduce mie niciun folos. Ai avut ocazii în care ai auzit bârfe despre tine? Cum reacționezi la ele? Da, eu știu ce-am făcut sau cum am obținut uh, acele lucruri și eu râd. Eu râd de ce, de, de bârfele alea sau de... Wow! și asta? Și despre asta se vorbește. Vă rămân uimită și îmi dau seama cât sunt creativi moldovenii în a scorni fel de fel și de a trebui tot mai multe etichete și tot mai multe povești și povești. Măi, din totdeauna neamul nostru a fost cel care construiește povești și mituri. Ia că mituri despre fiecare om găsim. găsim. Și tu, <laughs> multe ai auzit despre tine din, din alt parte și tu mă... Wow! Serios? <laughs> Serios și despre mine. <laughs> de unde? Ce nu ai păsta niciodată pe Instagram? Nu aș păsta um, produse sau servicii cu care eu nu sunt de acord sau nu e în aceeași scară de valori pe care le am eu. Chiar dacă ți-ar da o sumă bani. mare de bani? Evident, am refuzat contracte destul de generoase se promovezi băuturi carbogazoase, dar eu nu fac asta, nu vreau să dau copilului meu poftim ea, știind că asta e nociv. Da, nu, asta nu înseamnă că eu uneori nu le consum. Evident că uneori mai luăm acasă, mai la chestii nici cu ea. Dar, dar o folosesc eu și nu vreau să fie un exemplu pentru, 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 societate. Refuz și contractele cu agenții imobiliare sau companii de construcții, pentru că e vorba de foarte mulți bani și eu pot să bag mâna în foc doar pentru mine, nu pot să bag mâna în foc acea companie peste 3-4 ani și va onora promisiunile, că și e vorba de zeci de mii de euro, sute de mii de euro, nu poți să te joci cu, cu viața, că asta banii ăștia e viața unui om. Și știu foarte multe cazuri când oamenii au rămas foarte dezamăgiți de uh, serviciile sau de unele companii. Nu fac promovare la sau refuz contractele microfinanțare și credite, pentru că trebuie să învățăm oamenii cum să facă bani, nu cum să-i cheltuiască sau să-i împrumute lista la me e lungă. Da, la medicamente, la suplimente, da, dar medicamente nu, pentru că noi trebuie să învățăm cum să ne ajutăm sau să ne ascultăm corpul, să se regenereze, cum să avem grijă de noi, ca să nu ajungem să bolim și să cumpărăm medicamente care dăunează, fac bine, ce la ceva, dar dăunează în multă altă parte. Adică, eu am așa o listă destul de lungă, nu, nu, și, și mă bucur că am ajuns la uh, momentul când Pot să zic asta și să-mi asum asta. Când spui nu, fetelor tale? Mă gândesc când zic nu. Când se poartă incorrect cu alți oameni, zic nu. Și dacă fac asta, ele primesc alte nouri din alt, din alt domeniu. Dar nu zic lin când că îi spui. Când sare calul. Evident că zic Se întâmplă. Nu, da, <laughs> suntem oameni, avem toți nervi, avem toți zile rele sau zile grele. Evident și, mă, dar e foarte important să învățăm, să zicem, nu. Și cel mai important pentru mine a fost să zic nu când e vorba de timpul meu și uh, cui accept să dau eu timpul meu. Pentru că uneori chiar e foarte vital să zici nu, pentru că te duci undeva, te consumi de energie, nu ieși cu nimic și încă, încă sau, sau ceva, știi? Adică, nu noi, noi, suntem din niște educații, unii ori prea bine, știi? Da, la cele, aha, da, te consum, te epuizezi și la urmă ajungi o epavă și tu nimănui nu, nu trebuie, ești bolnavă și fără nicio putere. De asta e foarte important, mai ales noi femeile, când suntem în alea grijulii, care pe toată lumea corculim, tuturor le dăm. Și pe noi uităm să ne punem pe primul plan, pentru că dacă o femeie va fi sănătoasă, fericită, împlinită, tot cei din jurul ei vor fi la fel, pentru că noi avem o energie creativă, Crea, creăm, dăm viață, mișcăm lumea asta din loc și e foarte important să să nu ne lăsăm pe noi pe ultimul plan, să nu ne dăunăm nouă, să avem grijă de noi, să ne să iubim. Să ne iubim, da. Ai fost vreodată lovită de cineva? Dar, de multe violența. A, 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 violența. Eu cred că lovit, lovit emoțional, da, evident. A, și iată, asta e foarte important să înțelegem, că mulți a, vorbesc doar despre loviturile fizice, dar de multe ori loviturile emoționale, verbale, abuzurile astea emoționale sunt mult mai dăunătoare decât, da, nu poți să zici că una e mai și, alta e mai bună, dar noi trebuie să vorbim despre mai multe tipuri de violență în societatea noastră și eu am învățat să zic nu la aceste uh, manifestări și să direcționez oamenii sau să, fie să elimin din viața mea, dar dacă nu pot sau nu vreau să elimin, ajut acel om ca să-și depășească problemele. Tu personal ai avut parte de așa ceva? Respingând. Da, într-un fel am avut parte, dar am, am oprit acest fenomen, ajutând un respectiv om să ajungă la un psiholog, să, să, să fie ajutat, să înțeleagă că nu prin violență îți manifeste emoțiile sau supărările. Și e important să ajutăm acești oameni. Cineva a ridicat mâna la tine da, a ridicat mâna la mine și tare repede a dat-o înapoi pentru că nu poți să continui ceva cu cineva care se poartă urât cu tine pentru că dacă a făcut-o odată din păcate poate să o mai facă dacă nu merge și cere ajutor și înțelege de unde e buba și că nu omul de lângă tine acum este cel care merită palmele alea sau de cele mai multe ori părinții din păcate sunt cei vinovați de violența pe care o, o, o trăiesc cu unii oameni aplicată pe, pe alți oameni deci e foarte important de aia ziceam și niciodată nu știi cum printr-un cuvânt sau printr-o frază poți rănești un copil care să ajungă un matur, care îl lovește emoțional sau, sau chiar fizic Tu ierți? Ai iertat? Da, da, am iertat și un lucru foarte important și trebuie să iertăm pentru că de aici noi așteptăm Dumnezeu să ne ierte dar noi nu iertăm iar cea mai mare lecție de iertare am primit-o de la părinții mei care au iertat uh, șoferul care într-un fel le a ucis copilul în în accidentul rutier. Șoferul că la volanul era, era el la volan, el a rămas în viață. Practic doar cu câteva zgârieturi, alți trei tineri au au decedat. Doi dintre, dintre părinți au, au iertat și astfel la judecat, la anii de pușcărie au mai scăzut unei termeni și asta a fost una dintre cele mai frumoase lecții de iertare. Deja nu pot să mai aduci omul înapoi, dar poți să permiți unui om să-și trăiască viața măcar el și în, în pocăință, în, în, în dragoste, în recunoștință, pentru că de exemplu, acel om mai venea, cel puțin înainte, până ai se naște copii, mai ajuta pe părinții mei, familia lui mai venea, mai ajuta, aduceau diferite bunuri sau mai venea în ospeție, știe? Trebuie să fim oameni în orice, pentru că dacă ierți, în primul rând, ție ți se ia o piatră de pe inimă și iertând, parcă ești mai aproape de Dumnezeu. Lilo, eu îmi dau seama că, de fapt, interviul nostru abia începe. <laughs> Dar, din păcate, trebuie să se încheie. <laughs> Îți mulțumesc tare mult, mare drag. Cincin, cincin, merci. cin. Mersi. -o <laughs> Și acum poftă mare. Mersi. Hai să mai gustăm câte un pic. E pentru noi, e pentru mm -hmm. tine. E sușe. Știi întotdeauna să fie la datoria. Mersi, mulțumesc! Cie, mulțumesc! Mult. Și poftă bună nouă, ne scuzați! Ne scuzați! <laughs> mă avem. avem dreptul! <laughs> avem de toate! Mersi!